Nu se schimbă Dumnezeu, ne schimbăm noi. Dar avem nevoie să traducem de fiecare dată Sfânta Scriptură, avem nevoie să interpretăm ca Sfânta Scriptură să vorbească oamenilor de astăzi, cu preocupările de astăzi, cu tehnologia de astăzi, nu se schimbă natura umană. Chiar dacă foarte mulți încearcă să schimbe, pentru că marea provocare astăzi nu e teologia, ci antropologia. Atacul nu este la Dumnezeu, ci la om. Noi suntem în pericol, nu Dumnezeu. Nu are nevoie Dumnezeu să fie apărat. Dar noi să apărăm ceea ce suntem, cum suntem, care sunt rădăcinile noastre, de unde venim, încotro ne îndreptăm,